Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public anticovid la ora 10 la Spitalul Militar din Capitală. Momentul a marcat startul celei de-a doua etape de vaccinare dedicată persoanelor cu grad ridicat de risc. De asemenea, glumele pe internet nu au întârziat să apară după ce șeful statului și-a arătat mușchii când a fost imunizat. Șeful statului marchează începerea celei de-a doua etape a campaniei de imunizare împotriva COVID-19 din România. Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă, nu doare și vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea, a spus Klaus Iohannis după ce s-a imunizat împotriva COVID. România începe astăzi faza secundă a vaccinării împotriva COVID-19, cea dedicată persoanelor cu grad ridicat de risc. Klaus Iohannis a fost primul beneficiar. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie, a adăugat șeful statului. Momentul important din campania de vaccinare a provocat totuși un val de glume pe net după ce utilizatorii au remarcat în ce formă fizică de invidiat este președintele României. Mușchii lui Klaus Iohannis au ajuns virali în social media.